Salutare la toată lumea și bun venit pe Minecraft. Eu sunt Casper, ca de obicei. Ba nu, ia găsesc. Deci, salutare la toată lumea și bun venit pe Minecraft. Eu sunt Casper și ia să vă prezint episodul cu numărul 49. 49 din Let's Play Survival. E întuneric, știu. Așa. Much, 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 much better. Ups. Bun. Am făcut foarte multe off-camera. Nu că multe, foarte multe. De ce alerg așa încet? Și o să vă arăt imediat ce am făcut. Stai, pe unde o iau? Bun. Off camera am nivelat și am încercat să fac un design nou pentru o casă. După cum vedeți aici avem un design pentru casă. Acolo o să fie aia principală. Camera principală, camere secundare 4 și camera, nu știu, de incendiu, de chesturi. De fapt, acolo cred că o să fie chesturi. Și aici o să fie o grădină exterior-interior, în locul ăsta. Pe aici. Deci, știu că e marfă. Am aici picioarele. Linia de lopată. Știu că e marfă și mie îmi place. Designul, dar... Eu am pus debug file inf debug file la ce am făcut cu el. Stați, stați. Debug profile așa. Bun. Na, e în sfârșit. Și vreau să începem cu designul casei. Primul rând, să pun tot ce n-am nevoie aici. Săgeți, o să am nevoie, deci o să am nevoie de ăsta, de ăsta, de ăsta, de ăsta și de ăsta. Și o să pun acum cât un stack din fiecare. Să am două stack-uri. Bun. Casa, după părerea mea, știu cum să fac aici. După părerea mea, casa e destul de greu să o fac. Deci, să mai vă spun un lucru, casa e total originală, deci n-a făcut-o nimeni până acum. Eu cred că e design propriu, dacă a mai făcut-o cineva până acum, am tai gâții. Și vreau să încep mai întâi cu, nu știu, să fie cât mai complicată, să fie cât mai frumoasă, așa. 1, 2, 3. Vreau să fie de 3 înălțime. 3 spații înălțime. Să pun în fiecare colț. Aici nu știu cum să fac. Sau 3 sau 4. Cât să fac? Hai 3, las. Că nu prea vreau să fie mare în înălțime, vreau să fie frumoasă. Aici ce vreau să fie? Vreau să fie intrarea. Deci, hai să fac cu dirt. Să vă explic. Deci aici să zicem că o să fie intrarea. Înțelegeți? 3 spații. Dar nu știu cum o să fie aici. Să pun bucățele astea de lemn aici. De fapt, așa cum am pus dirt-ul ăsta aici, ce dracu. Nu, 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 nu. Torțe momentan nu trebuie. Așa. Poc. Așa. 1, 2, 3. Perfect. Să facem acest lucru și aici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Și armura n-are nimic. Ha-ha. Bun. După aia să continuăm aici. 2, 3. 1, 2, 3. Aici o să fie intrare dintr-o cameră în alta. După cum puteți vedea, deja am nevoie de mai multe materiale, mai multe chestii. Așa. 1, 2, 3.
Ups. Ce am făcut? De fapt, stați puțin aici. Vreau să stau pe normal. Să stau pe normal pentru că am o mare idee. Să vă explic de ce vreau să stau pe normal. Deci, eu nu pot să văd mai mult de... Deci, diferența între normal și far cred că e de un chunk și jumătate. Adică cam... Nu știu. Aproximativ 48 de cuburi, cam așa. Și alea 48 de cuburi. Aici. Așa. Pardon, alea 48 de cuburi sunt, adică 48 de cuburi distanță, adică de aici până, nu știu, 48 de cuburi încolo. Nu că e bine, e foarte bine să nu stau pe normal că, na, alte frame-uri și n-am nevoie să fac mai mult de atât, că și așa am spus, în sălbăticie. Suntem în sălbăticie, deci n-am nevoie să fac mai mult. Ok, 1, 2, 3. Așa, sensibilitate mai mare. Bun, aici... O să fac o lemn de la obișnuit. Ok. Acum, pereții, habar, nu am de ce o să-i fac. Aici, dirt-ul ăsta o să-l tai și o să pun lemn. Pereții să-i fac din stone brick sau din lemn de ăsta, nu, din cobblestone. Arată bine cobblestone-ul ăsta pe el. Sau stone. Stați puțin. Trebuie să mă gândesc cum dracu să fac aici pereții. Ups. Stone sau cobblestone. Nu știu. Chiar nu știu. Stone sau cobblestone. Habar n-am. Stone arată bine, cobblestone-ul bine. O să fac cu cobblestone. Hai. Că mi se pare frumos. Sau brickstone urmă. Hai brickstone-ul. Nu de alta, dar arată cel mai bine brickstone-urile. Plus că pot să le fac repede. Adică n-am nevoie de materiale multe. Bun. Stai. De desubt trebuie să pun un material. Să pun stone de desubt. Aici pe granit. De fapt toate dungile astea să fie numai stone. Mă scuzați că sunt cam răgușit. Tocmai m-am trezit. Bă! Băi, așa credeam și eu. Aici să fie intrare. Da. Perfect. Aici o să fie ziduri. Pe aici. O să văd eu cum o să fac mai încolo. Da, la stop. Așa. Deja începe să aibă o formă, nu? Bine, după părerea mea, trebuia să fie totul mai mult mai aranjat. Să zic așa. Adică să fie totul cu un design mult mai... nu știu. Să fie mai frumos, dar nu știu. Am lucrat foarte mult să nivelez partea asta de aici. După aia... am stat foarte mult
să mă gândesc cum, deci chiar în felul cum să fac tot ăsta, designul, cum să fie, nu știu ce. Mi-au venit tot felul de idei pe moment, dar habar n-aveam cum să-l fac să arate, nu știu, mai bine, mai ales ca zona aici și... Pe aici. Stai, nu, ăsta. Ăsta. Așa. Ca zonă m-am gândit să fie, mă, ceva, hai, ceva la muntă, cabană, o, nu știu, ceva șmecher așa. Și până la urmă am zis, hai mă să fac, nu știu, cum îmi trece mie prin cap, măcar să fie acolo ceva mare și frumos. Ca și design, mi se pare reușit, momentan. Acum, nu știu cum o să iasă pe final, habar nu am cum o să fie produsul brut. Adică, final, cum a ieșit din factory, din industrie. Ok. Pe aici. Nu știu dacă am destul stăud. Îți trebuiască să fac niște furnale cât de curând și să coc, pentru că chiar nu mai am stone deloc și ne trebuie. Stone e cel mai importantă resursă. Și uite, un rând aici mai trebuia. Ah, for fuck's sake. Hai să mai mă uit, poate mai am pe aici. Și nu mi-a dat eu seama. Na, nu mai am. Bun, să mergem să săpăm niște cobblestone. Acum, nu știu ce o să fac, așa că o să fac o mină. Că nu vreau să pierd. Prea multe... Așa... Poc. O mină provizorie. Bine, n-aș vrea să dau de apă mină. Cum mi s-a întâmplat acum. Și trebuie torțe. Stai, stai mă, stai, nu știu. Deci. Nu. Așa. Enervează. Ok. What the fuck? Hai, frate. Na. Frate, cât ce enervant. Enervat și șovolul ăsta, că uite cum sparge de lângă pisici. Trebuie să spar, nu știu, milimetric. Uite și tu, uite și tu cât sapă. Țigan. E țigan. Așa. Hai, că de aici nu mai stone e și nu mai minerale și perfect. Uite că am găsit niște coal. Și coal-ul e sfânt pentru că ne dă level. Numai coal-ul. Cred că dă și diamantul, nu? De fapt, da, dă și diamantul. Era coamă. Așa. Căcat. Da, mult am săpat până acum. Las că de acum e numai cobblestone, nu mai stone și e perfect. Stai, stone, nu. Fine. What the fuck? Uite că fier chiar aveam nevoie, nu știu. Chiar dacă am acasă un stack de cuburi de fier. O mină. O mină. O mină mică.
Mie îmi place foarte mult să am fier mult, pentru că așa niciodată nu duc lipsă și e perfect. Așa. Mă, pe aici nu e nimic important. Sunt la nivelul 46. Uite niște fier. Aici o să trebuiască să fac așa. Printr-o parte. Bun. Așa. Mai aici mai punem torțe. Și continuăm așa până jos. Până dăm de ceva ca lumea. Aici. O să facem așa. Să știu că grevelul de-abia îl sapă, nu înțeleg ideea. Aici. Încă o torță. Așa. Câte stecuri avem de cabl? Avem destule, dar mai trebuie să sap. Că niciodată nu se știe cât avem nevoie, adică o să construim nu că mult, foarte mult și o să trebuiască să coc și să craftez și să nebunie și trebuie mult, mult cobblestone, chiar prea mult și de aia trebuie să săpăm într-una. Bine, pare rău acum dacă pierd din episod săpând, trebuia să fac asta off-camera, știu, dar... Ia mai și picioarele. De ce îmi fac eu shovel-uri de-astea? Dar vedem în episodul următor, o să sap, nebunesc off-camera ca să am ce să, nu știu, să am ce să craftez și să nu mai stau să sap acum. Să nu mai stau să sap cum fac acum, că da, eu pun cubul înapoi și trebuie să-l sparg, genius. Ce nivel am ajuns? 31. La nivelul 10 ne oprim, că de acolo găsim diamante ca lumea. Bine, de fapt ne oprim de la nivelul în care nu mai avem torți. Ca idee. Și mai am o singură torță, deci... Brightness-ul l-am la maxim, nu? Da. Mai țin minte versiunile alea care... Nu știu... Până în release, când Minecraft-ul s-a făcut release. Mi-am amintesc cum era lumina la torță, vedeai 4 cuburi și trebuia să pui la torțe de tâmpeș, că era pe moody. Deci înainte Minecraft-ul era așa. Pe lumina asta era. Moody. Și trebuia să pui torțe în prostie, să vezi ca lumea, să nu știu ce, prostii de alea. Și na că... Acum... Pe Bright vezi total altfel lumina de la astea. Ok, hai să facem repede niște furnale. Așa. Bă, dar am luat furnale de acolo? N-am luat furnale. N-are nimic. Hai să punem furnalele jos și să coacem mult cabl sau. Și ne trebuie și mult lemn. Las că lemn avem. Lemn niciodată nu o să ducem lipsa. Pentru că avem la ferme de lemn de nebunim. Ok, hai să arunc tot ce am e pe aici. Ce n-am nevoie, deci tot ce n-am nevoie. Și te fix la țanc. Ok, fermă o să-mi fac, deci păstrez fier fix pentru un cub. Mi-am făcut. Hai să mai fac un furnal. Așa. Să avem ce face. Și am observat ceva și de data asta v-am prins cu flagrant.
Am văzut că la seria de Torchlight, nu că nimeni, chiar nimeni nu se uită. Am pus-o acum 2 zile sau 3, nu mai amintesc, episodul cu numărul 3. Și spre mirarea mea mă gândeam, bă, ai frate, o să fie la view-uri și la Torchlight de nebunesc, like-uri de nebunesc, știi ce? În 2 zile aveam 40 de like-uri și 500 de view-uri. Am văzut că nu prea vă uitați la Torchlight. Și acum, nu știu dacă cineva și-a făcut curajul să-mi zică, bă, Casper, nu prea ne place, poți să închizi seria, nu știu ce. Eu am făcut seria de Torchlight numai ca să am mai multe serii și să nu vă vedeți doar Minecraft și Left 4 Dead odată pe an și altele. Înțelegeți? Asta e singura chestie. Acum vă înțeleg că nici mie nu-mi plăcea seria de Blur, dacă făceam serie de Blur, pentru că v-am spus, nu joc racing-uri așa multe. Deci eu cu racing-ul, adică cu mașini și să mă plimb și să fac curse și să... Pana mea, nu sunt. Așa, nu sunt genul ăla domn care să facă racing. Și na, hai să luăm, mă, cât XP de chestia asta. Hai, fierule, coace-te mai repede. Așa. Ta-dam. Bun. Hai să repede să facem cu stone-ul rămas pe aici. Așa. Și gata, am făcut granițele și etc. Acum, Brickstone, mult Brickstone, tot Brickstone pe care l-am. Așa, să începem să facem zidurile. Deci, aici, fac acum granița, cum să fie zidul. Da, o problemă minoră. Ups. Lem. Aici. Nu, stai. Stai. Să rămână doar un d-asta, un d-asta și un d-asta. Bun. Ne, în fine. Să fac intrarea de două. N-are nimic. Am văzut eu că era ceva așa de arătat ciudat. Nu arăta cum trebuie. Așa. Momentan mi se pare că arată bine. Nu rău, bine. Nu știu cum să fac aici. Ar fi bine editat dacă aș găsi cum să fie. Hai, uite așa. Gata. Mă încur și un design, ce vreți. Aici nu vreau să fie lemn de la... Vreau să pun spruce, spruce wood. Da, stai să văd dacă avem. Dacă am la mine oak, hai că pun oak. Skype, what you doing? Ce vrea, cine vrea? A, cătă, na. Vrea și el să apară în filmările mele, că na, eu-s boss aici. Aici vreau să fie așa.
Nu știu de ce, dar vreau eu să fie așa. Da, vacă, da, știu. E, și nici mie nu-mi place. Văcuț. Și o să intru așa. Hai că e bine până acum, mie îmi place. Să arate Spacemaker casă. Dar o să mă chinui. Vă zic eu, o să mă chinui la acoperiș. Deci tot timpul, la orice construcție pe care o fac, mă chinui la acoperiș. Acoperiș e un badass. Un nimicitor de gânduri. E cel mai rău. Ok, de aici. Dai. Ceva în neregulă. Nu. Dai să iau pickaxe-ul ăsta să nu mai sparg și să-mi rămână pe afară. Cred că e bine. Am zis cred. Nu se știe dacă. Aici trebuie să fie 3, aici trebuie să fie... așa, nu? Da, mă, așa, gata. Torța aici. Să lumineze. Ok. Mai faceți, mă, stone. Așa. Ok, z. Mai au cobblestone. Mai au și wood. Să fie... Să punem și aici. Așa. Bun. Hai să termin și pe partea asta. Aici ne-am terminat. Deci eu cred că casa asta o să fie genială. Nu știu de ce, dar așa cred eu. Mi se pare că o să arate genial. Prea bine o să arate. Nu știu, mă simt mândru deja că fac un design așa de... Un design al casei viitorului. Un loc mai bun de a trăi. Un loc unde... Nu știu. Un loc mai bun de a trăi. Da, e mai bun de a trăi locul. E la munte, aer curat. Ce dracu, mă. Spruce wood. Spruce. Pe aici n-am terminat. Mamă, și cred că m-am întins cu filmarea de m-am întâmpit. În fine. Bun. Și hai să termin și partea asta. Și mă simt mândru că am terminat măcar schița. Așa. Bun. Păi, am terminat schița. Și e prea șmecher. Sincer. Ia să vedem de o imagine de sus. O imagine bilaterală. Una așa mai de boș. Să vedem cum arată de sus. Eu cred că arată genial până acum. Deci, sincer, până acum arată genial. După părerea mea. Ok. Hai, bă, că arată bine, fratele mele. Hai, mă. Că arată prea șmecher până acum. Nu-i așa? Bun, păi, cam atât a fost episodul de astăzi. Mulțumesc de vizionare. Nu uitați, like, comment, subscribe și ne revedem cu bine la un nou episod din Let's Play Minecraft. Până la viitoare, eu am fost Casper și Vaca vă salută.